localitatea Murighiol avem parcul de rulote pentru cei doritori care vor să vină cu cortul pe timpul verii. Avem locuri pentru campare, de rulote și corturi. Ce include ca utilități, dușuri, toalete în incintă, locuri de parcare pentru mașini. Avem și centru de informare pentru cei doritori să știe și alte locuri de vizitat. Da, pentru rulote este 50 de lei taxa și pentru cei cu cortul 30 de lei. Și poate să se racordeze și la electricitate, au toate condițiile. Centrul de informare, în primul rând, este deschis de la ora 8 până la 4:30. În același timp, ei pot achiziționa permise de pescuit și de acces de turist, da? Permis de pescuit care este gratuit, iar cele de acces, în funcție de durata pe care o doresc să stea în Delta, au o anumită contravaloare. Da. Ce poate vizita un turist aici? Pe lângă Delta Dunării mai avem și cetatea Halmiris cu mănăstirea Halmiris, avem pensiunile din zonă care unele dintre ele au și un aquapark. Primăria Murghiol a depus o cerere de finanțare pentru o investiție mare de 24 de milioane de lei, inclusiv TVA, pentru dezvoltarea infrastructurii de agrement în zona turistică Murghiol. Cererea de finanțare a fost depusă, se află în etapa de evaluare tehnică și financiară. A fost făcută deja vizita de loc, de pe teren, vizita finanțatorului. Și pentru proiectul respectiv ne-am propus noi să amenajăm o zonă cu un parc destul de mare care va cuprinde un anfiteatru pentru 265 de persoane, turn de observație care va avea în jur de 24 de metri, va avea spații de administrative, vor fi toalete, vor fi locuri de joacă pentru copii, zona unde vor fi amenajate locuri de cu aparate de fitness pentru inclusiv pentru persoanele cu handicap, vor fi construite 5 zone de recreere, dintre care 2 vor fi construite în zona de apă, de lac. Vor fi alei pietonale care vor duce la aceste zone, care vor fi iluminate pe timp de noapte, care vor fi mobilate cu bănci pentru oamenii care vor sta în parc. Vom avea și o pistă de biciclete pentru bicicliști. Va fi o grădină senzorială, care va fi, după părerea noastră, cea mai importantă. Fondurile sunt pe POR și valoarea proiectului va fi de 24 de milioane de lei, inclusiv TVA. Infrastructura s-a dezvoltat și asta ne-a avantajat pe noi, localnicii, pentru că ca să ajungi la Sfântul Gheorghe ți este mai greu, trebuie să ajungi la Murghiol sau la Crișan, trebuie să ajungi la Murghiol sau la Tulcea, de la Tulcea să aștepți să iei vaporul care este, nu știu, la câtă perioadă, la câte ore de distanță, dar la Murghiol ajungi cu mașina foarte ușor. De la Tulcea până la Murghiol sunt 39 de kilometri, deci se ajunge foarte ușor. De la Constanța, venind de la plajă la Murghiol, la fel, infrastructura este foarte bună, deci n-ar avea niciun motiv să nu ne viziteze. Având o infrastructură de foarte bună calitate, administrația locală a atras foarte mulți investitori, deoarece se vede la nivel de comună nivelul de trai. Foarte mulți localnici au unde să lucreze și deja trăim foarte bine în ziua de astăzi. Dacă ești muncitor, se poate trăi foarte bine. Iluminatul public le dă posibilitatea acum și turiștilor să mai iasă noaptea la o plimbare și cetățenii sunt mai în siguranță. V-a ajutat administrația locală? Ceea ce ne-a ajutat cu infrastructura. S-a făcut drumurile până la noi aici, așa că era un drum foarte distrus. Avem angajați numai din localitate, numai din Dunăvățul de jos, avem barcagii, avem cameriste, deci le dăm locuri de muncă, le asigurăm locuri de muncă și mai mult lucrăm cu localnicii din zonă.
Deci pe perioada de iulie-august, în jur 250 de lei cu micul dejun inclus. Camera dublă, da, da, da. Deci pe perioadele de iulie-august avem o ocupare de 80%. În primul rând, piscina este atracția principală, pe lângă debarcaderul de unde turiștii pot pescui, se pot încânta și pot trage șezlongul pe gazon să stea să se bronzeze la soare. De asemenea, avem multe embarcațiuni, organizăm excursii în toată rezervația, la Gura Portiței, la Sulina, Pădurea Letea, putem vizita Pădurea Caraorman, Sfântul Gheorghe. Se pot face foarte multe lucruri dacă ești pasionat de natură, de relaxare, ești pasionat de fotografie, putem organiza excursii fotografice în primul rând, să fotografiem lebedele, pelicani, toată fauna și flora acestei zone superbe. Restaurantul nostru are specific pescăresc în principal. Pregătim tot felul de preparate, avem zacuscă, avem micre, ciorbă de pește, storceac, vestitul storceac de sturion, care este senzațional. Pește afumat, pește marinat, toate făcute de bucătarii noștri de aici, din zonă. Avem și prețuri pentru toate gusturile, pentru toate buzunarele, pentru toată lumea.